Bună ziua, bine v-am găsit! Ne aflăm chiar în fața Palatului Buckingham din centrul Londrei. Este locul care a fost casă reginei Elisabeta a II-a timp de 7 decenii, atât cât a slujit țara ca șef al statului. E o atmosferă emoționantă aici. Încă de dimineață sunt oameni care au venit să lase buchete cu flori, deși în mod oficial familia regală i-a rugat să depună flori în apropiere de Palatul Buckingham la un parc. Oamenii vor însă să vină aici și să îi aducă un ultim omagiu suveranei care a slujit poporul timp de 7 decenii. Marți ar trebui să plece, practic, sicriul cu trupul neînsuflețit al reginei Elisabeta II, să fie transportat cu avionul din Edinburgh la Londra, iar în noaptea de marți spre miercuri va rămâne aici, în Palatul Buckingham, urmând ca marți, miercuri, ca marți seara să rămână aici, iar miercuri dimineața regina să părăsească Palatul Buckingham pentru totdeauna. Va fi o procesiune impresionantă. Chiar în urmă cu câteva minute, cavaleria regală a repetat pentru acel moment, fiindcă trebuie respectate niște reguli, proceduri și tradiții militare vechi de sute de ani. Sicriul cu trupul neînsuflețit al majestății sale va fi așezat pe un afet de tun, va fi scos prin poarta principală a Palatului Buckingham, iar în urma cortegiului vor merge regele Charles al III-lea și ceilalți membri ai familiei regale, timp de aproximativ 30 sau 40, chiar 50 de minute, până în momentul în care cortegiul va ajunge pe bulevardul central al Londrei, la Catedrala Westminster. Lumea și timpul se vor opri în loc aici, în inima Londrei. Nu vor mai circula mașini, va fi o liniște absolută, iar singurul sunet pe care îl vom auzi va fi Big Ben-ul, ceasul care va bate neîncetat în memoria reginei Elisabeta a II-a. Haideți să privim aceste imagini pe care vi le arătăm acum în direct. Sunt chiar din fața Palatului Buckingham. Să știți că sunt oameni de toate vârstele și din toate categoriile sociale. Sunt oameni care au venit să îi aducă un ultim omagiu reginei. Unii dintre ei au venit încă de dimineață. Ceea ce vreau să vă spun este că tot ceea ce înseamnă proceduri de securitate și de acces s-au schimbat foarte mult. Dacă ieri puteam să venim în această zonă fără probleme, acum au fost create culoare speciale, fiindcă polițiștii britanici, am stat de vorbă cu o parte dintre ei, se așteaptă ca 10.000 de oameni să vină până miercuri în această zonă centrală a Londrei. În momentul în care sicriul va ajunge aici, probabil că această piață pe care vă arătăm acum în imagini va fi plină. Sunt copii care vor să lase un buchet cu flori, sunt oameni care își amintesc, venind în această dimineață aici, momentele impresionante pe care le-au trăit și îmi spuneau că regina, așa o simt ei, ca fiind parte din viața lor. Și cumva și ei sunt parte din viața ei. Iată balconul celebru de la Palatul Buckingham. Îl vedeți chiar acum în imagini. E balconul din care, în urmă cu mai puțin de 3 luni, regina Elisabeta II-a a salutat pentru ultima dată poporul britanic și, de fapt, întreaga lume, cu ocazia jubileului organizat în cinstea ei. Vorbim despre jubileul de platin. A fost ultima apariție publică la balcon după 7 decenii în care și-a slujit poporul și și-a îndeplinit îndatoririle de monarh. Vedeți drapelul britanic, mulți din cei care au venit aici au venit cu drapelul britanic. Sunt oameni care își fac fotografii, fiindcă spun că este un moment istoric, marchează de fapt începutul unei noi ere pentru popor. Dumnezeu să odihnească pe regină, spuneau ei, trăiască regele, Dumnezeu să-l ocrotească pe rege. Pe de-o parte sunt triști pentru că au pierdut-o pentru totdeauna și vor să-i cinstească memoria, iar pe de altă parte privesc cu speranță spre un nou capitol care se deschide astăzi. Să știți că asta mi s-a părut mie cel mai impresionant, faptul că în toate momentele importante din istoria lor, britanicii au venit aici în fața Palatului Buckingham. Atunci când a fost încoronată, i-a salutat pentru prima dată din balconul Palatului Buckingham. Atunci când prințul Charles a căsătorit cu prințesa Diana, i-a salutat de aici din balconul palatului. Iar astăzi, britanicii au venit să-și ia rămas bun de la majestatea sa de aici, din fața palatului, din care i-a slujit toată viața.